Telefonul mobil a devenit un obiect indispensabil, nelipsit din buzunarele unui mare număr din populația globului. În ciuda avertizmentelor frecvente ale cercetătorilor în legătură cu posibilitatea provocării unor afecțiuni grave prin folosirea frecventă a mobilelor, se pare că nu se poate vorbi de scăderea numărului utilizatorilor de telefoane mobile. Iubim telefoanele pentru că sunt prietenii pe care îi putem solicita de fiecare dată când avem nevoie de ei. În plus, acestea nu ne cer alte favoruri în schimb. Ele știu atât de multe lucruri și nu vor decât energie electrică pentru a se încărca. Cu toate astea, telefoanele ne fac să uităm de tot ce se află în jurul nostru și ne acaparează toată atenția. Și telefonul ăsta e bun, dar nu e nici bun. Fiindcă nu îl folosește lumea pentru ce trebuie. Ai urgență, ai copii undeva, ai... Da, nu. Să ceartă pe Facebook și cuvinte foarte urâte, eu nici nu mă uit. Un prieten. Considerați că v-a influențat bine viața? În mare parte, da. Din ce cauză? Deoarece ai obții foarte multe informații de la telefon. Tot ce ai nevoie, intri online. Severinenii văd telefonul ca pe un prieten adevărat, loial și plin de informații. Mulți dintre noi nu ne putem imagina viața fără gadgeturi. Acestea sunt confidentul perfect pentru orice persoană. Fie că este vorba despre o simplă convorbire, fie că navigăm pe rețelele de socializare, telefonul mobil este permanent în mâinile noastre. Mai mult un dușman. Din ce cauză? Pentru că tot timpul ne axăm să... Stăm pe el în loc să învățăm la școală. În era modernă folosim tot mai mult telefonul mobil, care din ce în ce are mai multe opțiuni și utilizări. Pentru a-l folosi în siguranță, polițiștii vă recomandă să fiți precauți când instalați diverse aplicații și să nu accesați link-urile primite prin e-mail-urile care solicită actualizarea informațiilor personale.